Ivi Fecioară, care ar fi ce îi îmbolnăvește de fapt și cum reacționează la boală și ce leacuri le dăm. Deci, în general, fecioarele au o preocupare permanentă pentru sănătate, dar sunt foarte deschiși remediilor naturiste, am observat asta. Zone sensibile sunt abdomenul inferior cu splină, pancreas, intestine, partea inferioară, deci sunt predispuși la probleme ale tractului digestiv, tulburări digestive, dureri abdominale, pietre la rinichi, inflamații ale ficatului și tulburări de circulație arterială și circulație limfatică. În general, ei știu că sunt foarte preocupați de sănătate și își fac controle periodice, așa că de obicei gestionează bine afecțiunea. Dar, atenție, foarte mult stres poate să îi îmbolnăvească. Să dea colici abdominale, perturbări ale tranzitului intestinal și să nu uităm că sistemul nervos al fecioarelor este foarte sensibil. Ca și alimentație, le recomand cartofii, gulii și țelina și plimbările lungi, le face foarte bine. Iar o plantă deosebit de benefică pentru fecioare și pentru noi toți este rozmarinul, care în primul rând este un foarte bun detoxifiant și regenerator al celulei hepatice, stimulează secreția și excreția de bilă, îmbunătățește digestia, dar în același timp acționează benefic asupra sistemului nervos, deci este un energizant, un tonic, înlătură senzația de oboseală fizică și psihică, stresul și starea de nervozitate. Și există și extractul gemoterapic de rozmarin, pe care îl recomand tuturor pacienților care au litiază biliară, afecțiunea ale ficatului sau care au diferite probleme generate de stres. Rozmarinul este unul dintre plantele care crește ușor tensiunea arterială. Deci persoanele care sunt hipotensive, care au o tensiune 10-9 și au stări de astenie, de amețeală, de leșin pe stradă, le recomand ginseng. Și ginsengul și crește ginseng, tensiunea, da. Și rozmarin. Este o perioadă pentru ei în care lucrează foarte mult pentru realizările propuse, dar și ele sunt foarte pertinente, foarte puternice. De asemenea, și Fecioara, o zodie destul de avantajată pe zona financiară, toate semnele de pământ sunt avantajate pe zona financiară. Destinul le face multe surprize plăcute, fecioarele chiar pot încheia contracte deosebit de favorabile, însă din punct de vedere al grijilor nu stau prea bine. Mercur este numai prost aspectat acum în casa a 12-a, într-un semn în care nu este prea confortabil. Ca atare, fecioarele au multe griji, multe gânduri, multe lucruri care îi tulbură pentru că le analizează și le întorc pe toate fețele. Îi sfătuim să abordeze cu mai multă detașare anumite griji care vin către ei într-un mod destul de brutal. Noi nu spunem că ele nu sunt reale, dar trebuie tratate cu mai multă detașare. Trebuie să înțeleagă și că răspunsul destinului este prezent în viața noastră atât în situațiile pozitive cât și în cele negative, deci destinul ne poate vorbi și atunci când ni se întâmplă lucruri cu care nu suntem foarte confortabili. Revenind după publicitate și cu concluzii pentru nativii fecioară, în perioada imediat următoare, ceea ce este cel mai relevant este faptul că se pot obține reale salturi spirituale, aproape ceea ce poate n-au făcut niciodată. Și în urma acestor salturi spirituale își pot folosi creativitatea la maximum, pot avea o relansare în zona financiară, fler financiar, practic este ca și când din 10 oferte o aleg pe cea mai bună ofertă de lucru. Surprize plăcute din partea destinului, sigur, mici tensiuni, acestea sunt inevitabile și inerente pentru că Pluton și Saturn irită puțin zona distracțiilor pentru nativi fecioară, fiind chiar pe casa distracțiilor, ei devin foarte responsabili și aceste responsabilități inhibă, evident, dorința de a trăi precum boemii. Dar, pe de altă parte, este și o șansă deosebită de a face investiții foarte bune, de a achita anumite datorii, de a intra pe un făgaș corect din punct de vedere financiar, de a se obține un salt și social, și profesional, și financiar. Se vor îmbunătăți vizibil anumite domenii pentru fecioare. Dar să nu exagereze neapărat cu serviciu cu 24 din 24, să-și ia și tempouri de relaxare. Da, mergem mai departe să vedem, doamna doctor, pentru nativii balanță, care ar fi zona de slăbiciune? Balanțele, în general, ei